metrou în mine. Păi? Aolo, poliția. Băi, cum fac eu că nu mă duc pe poliție, da. Cum e cu poliția, da. Mi-e atât de frigă încât m-a luat poliția, m-a luat poliția. Mamă, frate, eu nu știu cum reușesc, mă, cum intru în... Și eu pe aici, pe în oraș, poliția după mine, frate. Deci sunt blestemat să fiu urmărit toată viața aia de poliție. Da, 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 da. Păi, uite acum m-a luat poliția direct. Și eu care credeam că vii după mine. Vin, dar trimite-mi locație, ai. Sunt pe gura de metrou. Unde îți place? Sunt la gura, mă, sunt în metrou, gen. Păi trimite-mi locație, câte guri de metrou sunt în orașul ăsta. Păi, dar nu cred că o să-ți arate aici, dar mă rog. Dă-mi unde o fi, că te găsesc eu după aia. Am toată încrederea. Hai că vin după tine. Pa. Xelia, salut, mulțumesc de follow. Mi-a venit Moș Nicolae, băi, ce-ați primit băieți de Moș Nicolae, adevărat, ce-ați primit de Moș Nicolae, ce-am făcut aici, frate? Ce-ați primit băieți de Moș Nicolae? A venit Moș Nicolae sau vine mâine dimineață? Te aștept. Salut, salut băieți, a venit Moș Nicolae băieți? Să sună poliție? Sigur e poliția pe aici și mamă ce îndrapează mașina. Mâine dimineață vine niște cărbuni. Aoleu, Călin a pus pe foc cărbunii. Sunt la gura de metrou. Unde e mă frate mă? Unde e? Ia uitați-vă și voi unde e mă? În pământ? Unde e? Uitați-vă și voi pe unde mă bagă ăsta frate. Ei PC, te duc undeva? No, aoleu, ce m-a speriat, am crezut că vine trenul. Auzi, și-am și un cadou. Pentru cine? Pentru tine. Cu ce ocazie? Cu ocazia ocazilor. Ah, mă bag. Am un cadou foarte important. Ia zi. Care îți va schimba piața. Credem că tu ești acel cadou. Pe lângă asta. Eu nu am primit nimic din păcate, păi încă n-a venit. Dar Andrei are efect de voce, de vorbește așa pe nas, nu știu de ce vorbește așa. Poftim? Vrei să ți le arăt că e chiar aici cu noi. Hai să ajungem în asta și mi le arăți după aia. Da, da, era mai romantic aici. Canalizare? Da. Nu știu ce să zic. Sper că astăzi o să te schimbi și tu, nu? Nu o să mă schimb niciodată pentru nimeni, de ce? Poftim? Zic că nu o să mă schimb niciodată, de ce? Niciodată, niciodată? De ce spui asta? De ce să mă schimb? Nu știu. Poate ți se oferă un cadou? Ia uite-mă, așa o să-i rup viața asta în două, bum! Dacă noi eram în partea asta altă. Nu fiți răi, mă băieți, eu l-aștept pe Moș Nicolae cu o bută de baseball, că anul trecut nu mi-a adus nimic, opa! Cineva și-a bătaie în seara asta. Cineva și-a bătaie în seara asta, să știi. De ce am? Că nu a primit cadou. Cum nu? Uite-l pe Moș Crăciun. Mă, nu mă mai disper pe Discord, sper. Poftim? Haide să-ți spun ceva. Mai aici, că să nu ne-ai auzit toată mea. Eu am primit un telefon, iauzi. Uitați-vă și voi, m-am închis aici, uitați-vă și voi. Serios? Am închis ele? Am crezut că am deschis-o. Aici am. Ia uite ce frumos ninge afară. Ce? Poftim? Și ce mai faci? Păi ce să fac, intasem și eu eram pe acolo pe-n parc, că știi că am rămas pe acolo pe-n parc și... Mă trezesc cu poliția, că mă ia. De-aia sunt că a trebuit să mă învârs să scap de ei. Și vrei să-ți spun cadou?
Păi vreau să mi-l dai, nu să mi-l spui. Păi dacă practic vrei, n-am să ți-l dau acum. Să știi că și eu vreau să spun un cadou. Ce? O casă mare, dar tot numai pentru tine, vreo 4-5 mașini, 10 elicoptere, toate ție. Mm-hmm. Auzi? Ce anume? Nu observ nimic. Ce vreau să zică, băieți? Te-ai machiat? Nu. Ai mască la pe față. Ha? Nu. Ai mască pe față. Ești rujat. Nu. Îți ies unghiile pe mânuși. Nu. Te-ai tatuat pe mână? Nu. Toate ca toate, dar ce-s cu galoșii în picioare la tine? Aha? Aoleu! Ce-s cu galoșii ăștia în picioare? Așa-mi plac mie. Și cu bluza asta ce-i de... Și că ai burtă. Păi... da. Folosește pungi? Deci? Ia stai că îmi sună ce... Ce zici? Alo, da! Da? Alo, da! Da, bre. Da, Nea Gigi, spune, ce s-a întâmplat? De ce m-ai sunat? Să vin până acasă? Da, ce da, s-a întâmplat? Hai de acasă, hai acasă. Bre, am nevoie de niște chei, bre, că mi-am luat alt CNP, alt buletin și ăsta și știi că e pe amprentă și nu mai recunoaște fața, hai, bre. Hai, da, hai că vin acum, Gigi, repede, hai că vin. Azi. Te ajut imediat, cum sunt, te ajut, da. să treci. Mă duc că m-a chemat Gigi, trebuie să-l ajut. Aoleu. Cred că nici nu m-a văzut că am luat-o la fugă. Du-te, bebe Moise, du-te și salvează-te. Te băgam belele din astea. Nu derapa! Băgam iași. Uite ce-am făcut, bă, băieți, uitați ce-am făcut, bă. Uitați ce-am făcut, bă, băieți, bă, uitați ce-am făcut, bă. M-am speriat, am luat-o la fugă. La Castelul Roșu. Băi, mai știi când aveai ochelarii albași de rupți? Da. Ia că vine cineva să mă salveze. Ia uitați-l pe lingura, bă. Ce ai făcut? Am făcut acest accident aici. Du-l la spital. Veni lingurar să mă salveze, băiți. Eu luat ceva, dar o veni, bă. Ajutor! Ce ajutor? De ce zice el ajutor, mă, frate? Pericol, eu îmi doresc pe terz de la Moșu. Preda, salut, ticule, bună seara, bine ai venit pe live. Chemați repede un medic, repede. Mai faci de verde cozonac cu avionul? Nu știu, am făcut vreodată. A venit Sfântul Petru, a venit Sfântul Pedra. Pedra, auzi cum a zis. Preda. Un medic, e accidentat, e rănit rău. Acum, stai să văd un medic. Îl duc în spate pe... Hai că mă duci dacă e. Pat. Avolul, eu și-am închis. Bărg din Moș Crăciun.
să pun și Nicolae. Clipul cu Radul pe canal o să-l postez cu Bradul. Clipul cu Bradul l-am postat pe canalul meu de car vlog, băieți, pe Pericol Vlogs, pe canalul de vlogs. Ce faci, Sticule, tu la spitalul Arsi? Sper că nu e niciun medic. Am plecat de aici și m-am accidentat în pana mea. M-am accidentat, m-am făcut căcat. Aolo. Medic. Că m-a ascuns Irian dacă nu mă mai găsește lângă ce zice. Pă, mă văd sub, bă. M-a văzut. Unde a dispărut? Tăi, că... Ce că domnul? Aici. Satana! Băgat în frigiderul cu Coca-Cola. Bă, nu cred că... Stați așa. Nu cred. Alo! Domnule, e mort. Cum să fie frigider? Crezi că să-mi răspunde? Dacă sunteți noi în această comunitate, nu uitați să dați follow. Neveu, ai fugit de aici și tot aici ai ajuns? Ce faci, mă, lingurare? Ce faci, mă? Uite-mă... Sună pe Gigi. Ce? Sună pe Gigi. Salut, mă, Andrei, salut. A avut un accident, bebe, măi, și văd că și-a revenit. O simt mult mai bine. Dar totuși poți să-l trimis pe Andreea până aici la spital să îl vadă, să-l trateze cum trebuie. Nu, bun. Te aștept, ceau, ceau. Ce-o zis? Că acum vin. Hai să mergem atunci. Unde, mă? Am niște treabă în oraș. Păi? În orice oraș este. În ce oraș ai avut? A, uite, să-i dăm un bebe. Ești bandă. Să nu-i mașina ta. Boss, boss. Ce faceți, domnule? Mă duc ca în ceva treabă. Mamă, ce derapează ăsta, lingurare al tău. Poftim? Asta-i mașina? Asta-i mașina ta, mă? Da, man. Man, dar ce mașină ai, man. Și? La spital ce ați făcut? Păi când am plecat atunci de la spital, mi-a derapat motorul și am intrat într-un stâlp. Am stat, noroc că m-a luat lingurar de acolo, că am zăcut, cred că, jumătate de oră. Ce facea cu asistenta mea? Care asistenta ta? Mă, caldem. Nu știu ce facea. Mă, rușcatăm. Îi zicea că nu știu ce erai cu Gigi pe acolo, pe spital, nu știu ce zicea. Lasă că m-am uitat pe camerele de filmări și s-a întâmplat altceva. Și te-ai văzut și pe tine cu Gigi sau? Ce? Cu lingura vorbea, că dacă e prieten cu Gigi. Ia spune. Vrei să ne vedem și noi? Eu mă duc la casă. Tu și cât de mult țin eu la tine? Da, am văzut că ai fugit. Băi... Te pup, să știi. Ai auzit? Zi, mă, ai fost și tu cu lingurar? Sunt cu lingurar aici, la magazin. La magazin, la spital. Da. Păi dacă n-auzi că am căzut acolo, noroc că a fost un polițist care mi-a acordat primul ajutor, că tu nu mai erai la spital. Păi nu, era un medic afară, l-am trimis ca să vină la voi. Nu era nimeni, era un doc, un polițist, m-a ajutat un polițist. Nu l-am văzut pe acolo, la cine știe, poate am terminat noi repede, că polițistul ăla imediat m-a ajutat, m-a scos. Înțeles. Și domnul lingurar, ce caută să se dea la angajatele mele? Nu știu, mă, lingurar, auzi că te-ai dă la angajatele lui Andreea? Nu mă dă la nimeni. Zice că nu s-a dă la nimeni, că e băiat. Nu, dacă l-a prins Oliver cu aia când era un fipți. Nu știu ce să zic. Am înțeles. Să-i mai recomand și tu, Titangel, data viitoare, că e cam dezamăgită. Auzi, lingurar, data viitoare când mai... Asistentele de la spital să-ți iei Titangel. Că ai lăsat-o dezamăgită.
Ce zice Andrei? Așa a zis fata. Singurul că s-a dat cu un acum zilele astea a fost unul, Preda. Bine, te aștept la casă. Ok, ok, acum o să vin. Pa. De unde aveți bradul? Zi-mă la mâini și mănuși. Nu știu dacă avem brad, dar poate punem unul în curte. A, păi am crezut că s-a pus deja. Nu știu, n-am auzit nimic, sincer, nu știu nimic despre asta. Bine, Andrei, pupa. Salut, Andrei. Pa. Zi-mă ce să zic. Mâini mănuși, că de-aia nu merge. La mâini 14. Așa. Ce mai vrei? Pop. Papuci? Da. 69, cum îți place ție. Ma. Hopa, bebe, nu-i cu minte. 2. 69 cu 2. Ok, perfect. Și mi-e trebuie... La accesorii, dacă vrei. La accesorii, da. Așa, ochelar 5 cu 8. Salut, Albert, ce-ți fac? Așa? Uite pe aici. Roland Garros direct cu Tandafir. Ureche 14 cu 0. Așa. Șarfe 13. Și... Poate, gen, că genți... N-am nicio geantă. Am 48 acolo, dar n-am geantă. Și totul perfect. Mă, diferența se vede la barul puțin și la culoare. Mamă, asta e mașina ta, Volkswagen-ul ăsta vechi? Da. Hai cu noi mașină. Vin, vin. Unde ai fugit lin gurare? Stai așa că mă blocasem puțin. Hai să te duc să-ți pui tatuaj, vrei? Da, da. Fii atent, când ajungem la casă, domnișoara e cu tine, da? Ok. Stai și tu pe lângă el, da? Da, da. Și după aia intrăm în casă și aia rupem norma. Și pantalonii sunt exact la fel. Facem de cu double. Nu sunt la fel pantalonii, am văzut, dar nu mai contează chiar. Facem de alea double kit. Hai că ai văzut tatuajul cum arată. Te duci tu și ți-l pui pe pieft. E colorat cu sabie și două aripi. Păi, ești bine? Sunt foarte bine, tu? Pricul poate vei un frate Liviu, de ce mai faci roleplay cu el? Băi, nu știu ce face Enjoy, mă, nu știu dacă mai face live Enjoy, nu știu. Mie? Nu te-ai încălzit. Eu sunt taur la piele. Ești taur la piele. Cred că te-ai încălzit, fata. Posibil și asta. Nu zici, nu? Mamă, dar ușa asta mă enervează, trebuie să o închid. Închis. Așa se închide ușa de BMW. Da, Gigi. Ce faci, bre, pe unde umbli? Vin la casă. Vin la casă acum, mă auzi? La casă, ok, ok, ok. Vezi că acum. E cineva să te apuci. Știu, 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 nu e problemă. Ok. Pa. Sărcinată, ure. Ce? Sărcinată? Cine? Tata. Cum așa, mă? Mi se pare. Păi și tu de unde știi? N-am avut tu pe o să întreb. Ce naiba, Mianchi? Au, și ce căci că e însărcinat. Cine? Andreea. Cu cine, mă? Nu știu, așa zice Gigi, nu știu ce știe Gigi asta. Că tu n-ai frecat-o. Ai frecat-o? I-am dat acum cu un pic de zăpadă. Un pic de zăpadă... Între vezi că ți-o iei? Între trei vezi că ți-o iei, bebe? Te dai la fete și o iei pandă, ia? Știi că am povestit-o acum câteva zile, că... Ia uite, sună telefonul. Exact. I-a picat cerul în cap cui, mă? Bebe Moise? Hai să încercăm un drift din la Blanaua. Haide, driftule, nu te lăsa! Haide, haide, driftule! Asta nici drift-ul nu face, mă, băieți. Aici, drift, 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 aia zic, tati. Mm.
Drift, 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 drift. Ce-a spățit, bre? L-o căzut-o! Ăsta nu e Eric. De unde o căzut? Lasă-l, bre, că n-are nimic. Nu, ăsta e X5? Paulu. Nu mai e X6. Bă, tu ce umbli, mă, dezbrăcat pe aici? Faci reclamă la căldură? Făceam, ai zis că făceam X6. Îl mai știți pe domnul acesta? 2 de bebe. Da, da, ia să linguriță, mă. Eu sunt, mă. Ce faci, bă, linguriță? Ce zici, băi, Andreea? Am zis bine. Da. Cine sunt ăștia care vin? Capra, prost. Stai că mă sunt. Vă plătesc. Hai, să ne lățăm, mă, le bă. Vezi că cu vocea mea? Dar cu ce voce? Domn, hai, că vă plătesc, să știți. Da, hai. Pe amândoi sau decât eu? Decât tu, că e peste, mă. Cine cântă? Bă, mă, stai așa să mă... Hai, eu mă iau după tine, tu. Da, mă, stai așa. Și eu te plătesc. Ce colindă ne cântă? Cântă odată. Lori, să luăm colindă. Cântă o, dă-i două. Asta-i nouă. Hai, bre, dom. Așa, dom, să înălțăm, dom, să înălțăm. Am plecat la vânătoare, dom, să înălțăm. Să vânem zei că prioare, dom, să înălțăm. A, frișa că găsi. A, gata, amintesc, gata. A, scuzați. Dom, să înălțăm, dom, să înălțăm. Am plecat la colinda, dom. Să înălțăm. Să facă din blana lui, dom, să înălțăm. Fleștin sfântul domnului, dom, să înălțăm. Fleștin frumos domnului, dom, să înălțăm. Dom, să înălțăm. Bravo. Bine. Bravo. De când era mic, nu mai știu. Mai aveți una? Haideți, că mai dublez prețul atunci. Nu mă, dar de flori. Scoală gază din pătus, florile dalbe. Cine dă un găluș, florile dalbe. Așa. Cu o lăcuță, așa. Aia. Că mamuca n-o făcum. Da. Am înțeles. Nu, hai, mai încearcă o dată, haide, încă o dată, că ai uitat, nu mă, se întâmplă, de la Crăciun la Crăciun se mai uită. Emoții. Mai bag o dată, pompiriță. Ne dați sau nu? Căluț, a zis, bă, exact un căluț, bă. Doamne. Da și mie, oleu, șefule. Ninge peste mănăsturi, ninge peste mănăsturi, pe peleac și împrejur. Tragi, bre, un pic din gură să cânte domnișoara care voce. Hai, bă, cântă! Stai, mă, să-mi amintesc eu una! Cântă să strângem bani de pătuți la copil! Gata! O, ce veste minunată! Din ce la Oriflam se arată! De la Oriflam! Cerul strălucea, îngerii venea pe o rază curată, căci la Oriflam Maria țărușii în călătoria. Într-un mic locaș lângă celora s-a născut pe Mesia. Într-un mic locaș lângă celora s-a născut pe Mesia.
Păstorii cum auziră, spre locașă sfânt porniră, unde au aflat prunc prea luminat, să-i pâl prea mărila. De capul meu, băieți. Ei, sub păstorul mare, turma cu el nimeni n-are, noi îl lăudăm și ne închinăm cu credință tare. Bucurați-vă cu toți că s-a stins puterea morții, astăzi s-a născut cel fără de început, cum a spus prorocii. Aoleu. Asta nu, asta nu știu. Foarte frumos, foarte frumos. Mi-a plăcut asta, a fost nou ceva. Da, da. Oprește, te rog eu, bebe. Veniți aici, domnișoară, să vă dau banii. Veniți. Băi, și eu asta degeaba. Tu degeaba ai dat la chitară, îți dă domnișoara dacă vrea. Dacă vreau. Bă, am copil cu ea și trostelă pătut. Aoleu, n-am bani la mine. N-am bani la mine, mă. N-am bani la mine, băiți. N-am bani la mine, băieți. 23, 20 și 2. Poftim, domnișoară. Mamă! Acum pot să coboși o mașină. Nu, stai, stai, stai. Vino un coace. Da. Dă și-mi un pupic acum. Pupic? Aha. Eee, nu, că nu știu. Nu se uită, mă. Dă repede unul mic așa. Gata. Bă, nu playback-uri din astea, mă, nu playback-uri. A cântat domnișoara live și a fost foarte frumos. I-am plătit la domnișoara. Să știți că vă descurcați foarte bine. Cei care au râs pe aici sunt doar cei care chiar nu știu nicio colindă. Hai să mai mergem până la spate. Hai să bine ce-i cu ea. Ai râs de test. Da, dar nici eu nu știu. Bani de botez. Da. Acum fac că văd o grunșă necolindată, da. De la ce? Și mie. De la casă. Nu de asta te-am chemat? Haideți încoace. Dar voi n-aveți cheile? Nu. Am avut o dezagamentă. Cred că știu de ce nu le aveți. Că... Unui 6, unui 20. Îi mai aruncam eu în poliție. Nu, bre, ne-am schimbat numerele de bun. Aolo. 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 Credeam că la asta, băi. La asta, nu la asta. Asta avem cardul care m-a plinit la ochi. Ce fata? Căci că a dat în ea. Ați primit invite? Mamă, ce... A intrat greu, să rămâneți un pic aici lângă ușă să vă dau cheile. Rămâneți aici să vă dau cheile dacă vreți. Da, da. Pe rând, așa. Așa. Ia să ies intru. Mulțumesc. A primit toată lumea? Eu nu. George, cum mă nu? Ia, mai dau o dată. Da, dă-te silă puțin de acolo. Gigi? Acum da. Georgica, vrei și tu, mă, Georgica? Georgica! Dă, eu mă, chiar dacă nu te aud, bă! De când te-ai plecat. Nu te mă, ce că e... Nu mergem. E gol. Ia, n-ai, bine. Lasă-l, bă, ce că e pe gânduri. Georgica! A, nu mai merge safe-ul? Da! O să dai, că eu nu le-am. Păi asta zic, vrei și tu? Bă, oprește, mă, oprește un pic. Este. Da, vino lângă mine, George, cum vrei să-ți dau dacă te-ai dus ultim? Uitați, el vrea cheile și ultimul în spate. Georgică! Da. Tu te bă, Georgică, în față. Doamne, ferește, frate. Hai să ieșim afară, când crește tensiunea. Și să le dai. Aha. Băi, mergem și noi la un șef. Da, 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 da. Merem, bă. Da, desigur. Mergem la mașini? Și luăm pe ăsta. Băi, Marele Anonimu, stai ăștia. Băi, Anonimu, ce sunt? Ha? Eu sunt, da. Nu vrei să ne ajungi pe noi la un șef. Trebuie doar să te pui în genunchi și să ții mâine la ceafă. La ce-i după el? Păi asta zic.
Bebe, pe mine da. Să mai mă pui cum ai pus. De ce mi se toată treaba asta? Poftim? La urmă sunt mare mafion, nu sunt dita mai un ăsta mic care... Da, veți apel. Da, da, ce și-a deschis o mafie. Liniștește-te. Scoate și tu cu noi la Jaf? Hai te distrezi și tu. Dar trebuie să spui o mască, să nu te recunoască cineva, o să ai probleme altfel. Nu te mai știe nimeni acum. Hai băieți, luați-vă mașinile, faceți din afară. Bă, bebe. Hai să dai și mie o armă. Pistolul ăsta e bun? Orice. Salut. Hello. Auzi, bă, iubii. Da. Tu-l vezi pe Gigi că el este împotriva vremii de afară? Ia vezi, e bun asta? Tot cu ciocatele goale. Nu, nu-mi place cu... Da. Scoate-l, băi! A glonțe ai? Am și glonțe. E bine. Nu treacă, poate vine poliția. Nu trage să nu te duci pe dincolo. Nu știu, ți-am dat un random de pe acolo. Nu, e ca al meu, nu cred că te duc. Eu, okay. Hai să mergem. Scot mașina, vreau să țară. Da, ce voi să zici? Ce iei foc? Bre, mâine sunt liber și când mă uit la ceas tot am impresia că mâine lucrez. Mamă, ești liber mâine, aș vrea și eu să fiu liber. Da, da, mergi, mergi, îți amândoi. Uite, eu merg cu domnișoarele. Vei și tu cu noi? Da, da. Hai și tu, Andreea. Să nu mai zici de mine după aia. Ce? Ce? Ce zici? Cu cine ți-a zis? Nu știu. Nu-i mașina mea. Hai lingurar și tu cu noi. Că... Bine, domnișoara a venit cu lingurar și de asta am zis. Bine, poți să vei cu... Mergi cu a mea. Păi, crezi că mă descurc dacă mă urmărește poliția? Poate patinează. Păi, clar că patinează. Păi... Asta merge bine, mă. Care? Asta care am eu. Mă lași pe mine să o conduc? Da. Pe care? Nu patinează? Nu. Ia dă-i, verific-o. Ia dracu. Hai că nu se dă jos, urcă. Cum te cheamă, fată? Simona. Cum? Simona. Băi, sunt aici în mașină, să știți. Da. Bă, chiar merge bine asta. Ce ăsta, X7 sau X5? X5. Mamă, asta chiar merge bine, nu-l vinzi, da? Scrie pe spate. Păi, dă-te jos și uite-te. La cine? Nu mă dau eu jos, că mie-mi e frig. X7. X5. E din ăsta, model nou. Hai băieți, hai să mergem. Mamă, ce m-am speriat! Ferească Dumnezeu! De ce? Era să nați copilul pe gură. Ce? 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 Băi, mi-a zis Gigi ceva, să știi. Ce? Asta că nu e momentul acum. X5 ăsta este următoarea? Următoarea după ce, Alin? Următoarea ta mașină? Frumos un X5, dar... E pentru cine produce bani ca lumea. Bebe, Andreea, care mașină cu ce? Ai mască? N-am. Păi și până mine, de ce mi-ai pus să pun mască? Păi da, dacă te dau eu afară de la spital. Cine să mă dea? Poliția. Păi ce treabă are poliția cu spitalul? Cum, dacă ești infractare? Nu umbli sunt. Cu oameni periculoși, ca lingurar. Eu sunt blând ca cățeluș. O găsiți-mi băieții după noi? Pericul, îți place pescuitul? Bă, îmi place să merg la pește, sigur. Pare eu așa cam, dar să știi că-s periculos. Agravat de pilonașă.
Care de cai mai plângeri de alea cu Titangel. Dar chiar mă negoare. Pe cine n-ai reușit să... Ce? Pe cine n-ai reușit să mulțumești? Hai în bancă, băieți. În bancă și vă duceți în spate de tot. Nu vreau să stați aici în față, să ne putem înțelege cu poliția. Intră în bancă și vă duceți în spate, la intrarea din spate acolo. Nu stă nimeni aici în față. Toată lumea, Georgica? Băi, toată lumea stă aici, dar aveți grijă... Nu mă enervă, du-te! Cine stau, state cu? Aveți grijă să nu intrați aici, că o să fie gaz, dar rămâneți în zona asta aici. Toată lumea stă aici, în zonă. Ca să ne putem... Nu, dar să ne putem înțelege, că dacă suntem mulți în față, nu mai te înțelegi cu poliția. Doriți să veni numele Pericol? Băi, am zis tot timpul că o să fac un video despre asta, gen. Nu e un nume, e o poreclă, gen. Nici nu m-am apucat să intru de YouTube și aveam porecla asta, gen. Pana mea, nu știu, așa a venit, nu știu. Așa a fost, nu știu. Vine ajutoarele sau merge numele de jos? Bună! Păi o staticul, cine stă cu o staticul? Mă, nu mai lăsați o staticul ăla, mă, stați unul cu el. Dar nu, nu pleacă. E. Nu pleacă. Păi de unde știi că nu pleacă? El s-a oferit să fie o static. El s-a oferit. George, bebiță, care e? Băieți, unde v-am zis? În spate, acolo să stați, noi aici. Care intră? Băi, blondule, da. În spate, ia-mi pușcați-l, mă, pe blondul ăsta. Ăsta a făcut la probleme, da, da. Gigi, dă-i că ăla-i cu problemele. Probleme în continuu. Păi, nu știu, să vină și Andreea că n-a fost. Și lingurar. Nu te auzi. Eu stau să vorbesc cu ăștia, mă, dacă e cu poliția. Cel mai bine. Să luăm și pe domnișoara din spate. Nu mai aud acum. Ne aude domnișoara? Mă zic că te și te acolo. Deci eu, lingurar. Andreea, domnișoara de acolo. Da, vezi că domnișoara e pe gânduri. Domnișoara. E acolo domnișoara. În gândurile ei. Ia intră lingurare aici, intră aici lingurare și Andreea. Gigi, intră și tu aici, Gigi. Vino și tu aici. Așa, și domnișoara nu vrea să vină? Păi e pe gânduri. E pe gânduri, dar mă. E pe gânduri, bebe. Hai tu atunci, chinezule. Okay. E limpit, ești pericol? Îți place părecla de pericol? Eu... Părecle, nu mă deranjează cu nimeni, puteam să am orice părecle. Dacă e de atâta timp, m-am obișnuit ca la un nume, gen. Bă, calmează, tâțele, că poate da Andreea cu ala după tine. Băieți, da și voi niște mana, băieți, să facem și noi 300.000 mana. Care n-a dat mana de l-o păcea, băieți? Care n-ați dat mana? Bă, ce faci, mă, aici, bă? Bă, Anonymous, ce cauți aici? Nimic. Bă, asta voia să spargă banca înaintea noastră, l-am găsit aici. Ia-l recu să fii cu... Hai că v-ajungi ușor să iau bani. Hai, ieși afară de aici. Hai că te-a... Ieși! Fără bani. Tu nu umbli acolo, că dacă ai pus mâna la bani... Nu iau, gata. Dacă pui mâna pe bani, băi, dacă pune mâna la bani, îl împușcați. Aveți liber de la mine. Încercam, bebe, încercam să iau bani de la... bani, doamne, să încercam să iau informații, bani, bebe, de la... Cam la câți ani te-ai apucat de YouTube? Și-am aflat câteva chestii. Ani. Cum să dau jaf, silențiu. Tu le afli pe tăte. Stai aici. Aula. Ia, eu aurul, eu nu mă... mie nu-mi trebuie bani. Ia eu stânga prima aici. Hai, intrați. Andreea, ia și tu banii în dreapta. Sau nu vrei să pui mâna, să te murdărești? Anonimule... Bă, ce ți-am zis, mă, să nu pui mâna pe bani? Bebe, n-am vrut, serios vorbesc, ți dau. Bă, nu că mi-i dai, trebuie să legăm pe ăsta și lăsăm un pușcă să-l prindă poliția. Gata, ți dăm. Hai, sfară. Am eu. 22 să legăm, nu pungă, sfară îmi trebuie. Gigi, vină repede și leagă-l. Nu. Nu-ți legat 22, nici, leagă-l îți direct. Îți dau bani. Hai să te leg la mâini. Am legat. Bă, ce vagabond ești. Nu-ți mai dau bani. Pune și pungă pe cap.
Stai că îi pun punga pe cap. Pun. Stai așa. Hai să-i pun punga pe cap. Eu ți-am zis să nu umbli la așa. Unde fugi, mă? Băi, stai aici! Crezi că poate să se scoată. Așa, e bun. Ia uite-o pe Andreea, nu mai satură, bă. Hai, Andreea! Andreea, hai că mă licea. Are vocea Gavril. Bă, potolește-te. Lasă-mă în pace. Potolește-te. Adi. Băi, Bebe, spune-mi dacă ai nevoie, că îl aranjez eu. Adi. Hai că zic eu unde și când să fugi. Bebe, dacă îți dau, dacă mă duci, să știi că vei avea mare probleme cu lui. Băi, Andrei, tași din gură, Andrei. Ce Andrei? Păi... Cum niciun Andrei? Păi vezi că ți-ai uitat mare portofonul. Niciun Andrei. Da. Oricum te-am văzut și la față, stai liniștit. Te-am nu prins. Niciun Andrei. Da. Nu niciun Andrei. Ce facem? E poliția? Da. Lasă-mă în pace. Vrei să-l băgăm de vină? Că o jefuit el și să-l băgați jos? Nu mă, lasă aici în față să-l ia poliția. Păi da, dar nu se întâmplă nimic, ce că noi l-am prins acolo. Bă, mai tași, bă, nu mai dai idei. Noi l-am găsit. Bă, tași, l-a legat și a pus... Taci. Nu, că ne controlează și pe noi. Bebe, dacă îmi dai bani, îți dau 100.000 de dolari, 200.000, 300.000, 400.000. Nu-mi trebuie bani. Îți dau informațiile, vezi când cam informațiile tale, să știi, nu uita. Ce pui ta la... Bă, ce vă zic, mă, să nu intrați în camera aia, mă? Păi și nu, de aici am luat gazul. Nu intra nimeni, aici eram. Informațiile nu tale. Aici mulțumim, Nea Bebe. Bebe, voi da informațiile tale, nu uita! Liniște. Treaba. Bă, cu cine vorbesc, domnule? Cu mine, domnule. Ajutor. Ce se întâmplă? Câte persoane sunt înăuntru? Aveți... Suntem peste 10 persoane aici în bancă. Civili? Nu, și civili și tot felul. Eu tălpăsile. Lasă-mă în pace. Pot să văd civilii? Sunt răniți? Nu e nimeni, domne, rănit. Câți civili sunt? Doi. Pot să intru? Da, intră. Ușor. Nu sunt înarmat, cum vedeți. Deci sunt doi de aici din față, da, doi. Și domnșoara? Doi, domnișoara. Ăsta încătușea și ăla în genunchi. Da? Ziceți bă, unul, doi, bă! Bine, v-a rănit? Doi. Am înțeles. Ăla încătușat și ăsta de aici, negru. Am înțeles, sunt răniți? Nu. Doi, domne. Da, l-am îmbrăcat de Crăciun, cred că o să fie curând. Păi, de ce, domnule? Așa. Puteți să lăsați pistolul jos, vă rog frumos? Nu, să lăsați pistolul jos, domnule. Nu, domnule, vreți să fugă o statice cu mine asta. Adică, fratele lui italian, ce mai face? Cine-i fratele lui italian? Păi, fuge cu dumneavoastră. Nu știu, băi, stai să-mi spuneți dacă îl cheamă cumva în roleplay, că nu știu așa. Și noi acum negociem pentru viața staticilor. Vreau să-mi spuneți ce condiții aveți pentru ei. Cale liberă, băieți, cale liberă. Cale liberă, domne. Și să dea drumul, domne, că mă sufoc în punct. Să fie dovite mașinile, nu știu, rău sparte și... Lingura, uite-l aici, Polingura, băieți. Mașinile nu sunt atinse. Unitatea aeriană nu... Uitați-l aici, Polingura. Pentru că nu permite vreme. Ok, deci, vreți cale liberă. Da? Yes. Bun, o să vă ofer 10 secunde din moment ce lăsați o statice să se apropie de mașina de poliție din față. Nu o să se tragă asupra voastră, atâta timp cât nici voi nu trageți asupra noastră sau a o staticilor. Mă auziți? Da. O să rog să lăsați o statice să vină la mașina de poliție și să nu trageți sau să loviți. Da, ziceți că da. Da.
Pe live-ul de dimineață am făcut 8 semana. Hai băieți, hai băieți, cu mana băieți, care n-a dat mana? Stai să dau și eu niște mana că voi nu dați, frate, da? Să-mi dau singur mana că voi nu dați. Ce oameni răși sunt ce zic. Numai o secundă să comunic și eu colegilor. Ok, ok. Uite, îmi dau singur mana că voi nu dați. Hai liniștit. Nu mai mișca, nu te mai zbate că nu plătești nimic. Dacă mai faci mișcă, rubluște. Domnul bebețivului la puțin să vezi ce fac dacă nu mă las. Da, și nebunule. Măcar... Ți-am zis să nu pui mâna pe bani, ți-am zis. Dă-mi punga de pe cap, măcar. Nimic. Uite informațiile tale. Poți să le dai. Și așa are poliția despre unei informații. Bă, bă, bă. Eu când zic nu pui mâna pe bani, nu pui mâna. Ai pus mâna pe bani, ți-ai făcut semnat singurul contractul. Da, da, da. 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 Andreea. Mi-a dat mesaj că fugi pe-n spate. Ok. Da, auzi, auzi de domnul Anonymous, dacă nu mă găsești pe-n zonă, o să mă cauți la ouă. Să vezi și o să râd așa, bebe, că te voi captura. Băi, Andrei, taci din gură. Taci, broască. Andrei, broască, ce faci aici? Taci, prostule. Când ies din bancă, îi dau drumul la Andrei. Când ieșim din bancă, îți dau drumul. Dacă reușesc să scapi, e treaba ta. O iei la fugă de nebun și ai scăpat. Aruncat de punga jos. Nu, nu. Băi, broască. Ai, alergi cu punga. Băi, țestoasă, taci din gură. Andrei, broască, zici și bebe Moise. Lasă-mă jos. Băi, băgați-i ceva în gură lor ăsta, că dacă nu-l întorc invers și-l țin invers și-i dau eu numai în gură. N-am nimic de băgat, numai... Gata, gata, domnule. Bagă eu, bă. Ok, doamne, să ieșim și noi imediat. Da, 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 da. Dă-i-o pe la ceafă, cum mă lăsă. Stai, stai, să-l dau cu... Și poate să-i punem acolo. Să vină la mașina de poliție. Gata, nu o să mai ai probleme cu hemoroizii. Te-o dat cu din aia chinezească, din aia mică roșie. Știi cum ești acum? Japonia! Dacă la bolsuri. Bă, de n-am făcut numai Caterinca din asta, bă, băieți. Ce aveți, mă, nebunilor? Ce ebrei ai amotit? Cred că lustră. Hai să ieșim și noi, Constantin. Păi ce a zis, să ieșim? Da. Hai, o static în picioare. Stați, bă, 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 stați, bă, nebunilor, o static ies prima dată. Hai, o static, ieși cu mâna și te duci spre... Te pui în genunchi aici, nu e în față, ok? Băi, care te-ai suimă la mine mașină, dați-vă jos de acolo, băi, dă-te jos de acolo că te împușc. Și din spate dă-te jos. Hai, hai, hai. Hai mă, dă-i, 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 că te bagi în fața. Bă, ăsta s-o sui cu noi, bă, bombalău, bă. Bă, s-o sui cu noi, mă, ferească Dumnezeu. Domnul bebe, dă-mi drumul că te ajut. Aici un domnul bebe, să uite ce te domnumesc eu. Domnul bebe, te ajut. Olo. Dar mașina asta nu trage mai bine, ligă, nu? 300. Mamă, ce era să mă fac praf, ești nebun la cap? Băi, eu nu prea cunosc drumurile pe aici dacă e înzăpezite așa. Ferească Dumnezeu că nu știu pe unde suntem. Dreptă. Că nu mergem la casă. Bine, scoate punga, că mă zuc foc. Aoleu, să nu ne bușim, să nu ne bușim, Ataveu. Trebuie să facem multe curve aia. Asta încerc și eu să fac. Da, mi-e frică să nu fac una și de tot, știi? Da, știu. Încet. Auuu! Sunteți bine? Da, 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 da. S-o strica mașina. Fugiți! Ajută-mă! Fugiți! Fugiți!
Trebuie să ne despărțim lingurare, dacă nu o să ne prindă. Trebuie să ne despărțim, eu fac stânga aici, tu du-te înainte. Tu fă dreapta aici, fă dreapta aici. Trebuie să ne despărțim. Uite ce fugam, băieți, uitați-vă ce fugam. Și că sunt meșterul Manole când avea pojar. Ăla elicopter sau mi se pare mie? Aici și nu e bine cum mă învârt pe aici. Ăla, să iei cineva la mașină, deci clar putem să fugim înapoi pe aici. Uite, intru pe acolo. Hai, Doamne, hai, Doamne, să nu mă prinde ce. Hai, bebe Moise, te rog eu să nu te vadă o mașină de poliție. Te rog eu, bebe Moise, mai poți și tu să... Cred că l-au luat, l-a prins pe Andrei mașină, bă, căpcăunul bebe Moise. Căpcăunul bebe Moise a scăpat de data asta, uite. Hai în partea asta. Ce culoare să fie acum? Căpcăunul bebe Moise. Se a scăpat și el pe loc s-a decat. Alo? Ai scăpat, mă? Da. Da, da. Scăpat. Am scăpat și eu. Cum ne întâlnim? Păi sunt la, eu sunt la terenul ăla de golf, dacă știi. Avolu, dă-mi o locație, mai bine. Hai că stă-mi locație, dar vezi cum vii. Ok. Ok. Hai să mă pun așa până îi dau locația lui Lingurar să nu mă vadă cineva. Cum îi dau un mesaj, frate, la numărul ăla? Mă auzi? Da. Dă-mi prima dată un mesaj, că n-am numărul tău, Salva, și nu știu să-ți dau un mesaj după număr. Ok, ok. Dă-mi tu un mesaj și eu să-mi locație. Stai-mi. Alexandria, salută! La mafia. La mafia estul John. Băi, cred că am scăpat, băiți. Tataie, nu te dare picioarele. Opa. Poliția, 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 a trecut poliția. Am scăpat, băiți. Ce vorbești, mă, că am scăpat? Bine, rău de tot. Dar mi s-a bușit mașina acolo, frate. Și s-a stricat. Imediat s-a stricat. X5-ul, l-ați văzut? Dacă era... Mașina mea, X6-le meu, pe el bușeam de 5.000 de ori și nu se întâmpla nimic. Ăsta una, două... Uptime. Vem și noi oră de când sunt live? Avem oră și 10 minute. Mamă, tati. Mamă, tati, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat de nu mă mai vei? Loran Garros s-a băgat mana. Psst, psst, psst.